Apostolul Petru ne spune că diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Dă târcoale și copiilor noștri. Uneori amenințările sunt vizibile prin oameni și structuri administrative, politice, culturale. Alteori, amenințările sunt nevăzute pentru că sunt sub forma duhurilor răutății, duhurilor de rătăcire. Oare unde să ne creștem copiii? Și unde să-i așezăm în așa fel încât să ne putem duce înainte lui Dumnezeu să spunem, Doamne, ne-ai încredințat. Am făcut tot ceea ce am știut noi cu ajutorul Tău, să-i creștem lângă Tine. În cartea Geneza, la capitolul 4, versetul 26, scrie că lui Set i s-a născut și lui un fiu și i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. În paragrafele dinainte ne prezintă urmașii lui Cain. O lume care merge din rău în mai rău. O lume în care violența, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, destrăbălarea, stricăciunea, se pare că pun stăpânire pe tot pământul. Lui Set i se naște un copil. Ce șanse are copilul acesta în fața unei asemenea societăți? Ce șanse are înaintea tuturor amenințărilor, a ispitelor, a capcanelor? Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Atunci s-au uitat oamenii spre cer. Și uitându-se spre cer a spus, Doamne, la toate amenințările de pe pământ, avem protecția cerului. Avem promisiunile cerului. Atunci au început părinții să se roage. O, Doamne, adu aceeași pasiune a părinților din vremea noastră. Trăim în vremuri la fel de periculoase. Părinții au început să se roage, să cheme numele Domnului. Să dorească faptul ca numele Domnului să fie pus peste copiii lor. Majoritatea părinților își doresc ca într-un fel sau altul copiii lor să fie aduși înaintea lui Dumnezeu într-un fel de ritual religios. Așa-i? Îi botează în unele confesiuni și îi aduc la binecuvântare în bisericile evanghelice. De ce îi aducem la binecuvântare? Ce ziceți? De ce îi aducem? Ca să rugăm pe Dumnezeu să-i protejeze, să-i binecuvinteze, așa-i? Să rugăm pe Dumnezeu mărturisind neputințele noastre, limitele noastre, să rugăm pe Dumnezeu să le poarte de grijă. După care, majoritatea părinților merg acasă și spun, am făcut ritualul, i-am cerut lui Dumnezeu să-și facă partea lui, am vrea să-i vedem pe copiii noștri sub binecuvântarea lui Dumnezeu, dar noi ne ducem tot pe calea pe care am venit. Și presupoziția din spatele acestei practici este că dacă am înfăptuit ritualul, celelalte merg automat. În capitolul 5, lucrurile se deschid dintr-o altă perspectivă. La vârsta de 162 de ani, Iared a născut pe Enoch. După nașterea lui Enoch, Iared a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele lui Iared au fost de 962 de ani, apoi a murit. La vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch... Ce urmează? Ce a făcut Enoch după ce s-a născut copilul lui? A umblat cu Dumnezeu restul vieții lui. Enoch a înțeles că e mare har să chem numele Domnului, dar copiii se vor uita la calea părinților. Copiii se vor uita să vadă pe ce drum merg părinții.
Și Enoch a spus, mi s-a născut acest copil într-o lume atât de stricată, atât de amenințătoare. Voi lăsa copilului meu o cale care e o cale dreaptă. Voi lăsa o mărturie. Voi lăsa ceva care pentru copilul meu să fie călăuză în viață. Un tată de dat la patima băuturii cu un copil și o soție bolnavă. El pătimaș pe băutură. S-a trezit că rămâne singur cu copilul pentru că i-a murit soția. Bețiv și cu un copil mic să-l crească. Cât a fost el de bețiv, s-a tot gândit să-și protejeze copilul și în fiecare seară își culca copilul și când se asigura că a adormit, el se ducea la bar ca să bea până târziu în noapte. Într-o noapte de iarnă și-a dormit copilul, s-a uitat să fie sigur că doarme și a ieșit încet din casă, ningea, era frig și s-a dus la bar. Și a început să bea. La vreo 30-40 de minute a intrat în bar copilul lui tremurând de frig și îmbrăcat în hăinuțe de noapte. Tata s-a înfiorat. S-a dus spre el și l-a întrebat, cum ai venit până aici? Cum ai ajuns până aici? Și când a spus, m-am trezit, am văzut că nu ești acasă, am ieșit din casă și am văzut urmele tale. Și am venit pe urmele tale. Unde duc urmele noastre, frați și surori? Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-a dat școli creștine. O, Doamne, protejează-ne școlile. Dar copiii se vor uita la urmele mele și la urmele tale. Enoch a decis să umble cu Dumnezeu. Și a umblat 300 de ani. Și a lăsat în urmă o cale care duce la cer. Pentru că după 300 de ani, Dumnezeu l-a luat și a încetat activitatea pe pământ. A ajuns acasă în cer. Metusala a rămas pe pământ până în anul potopului. În anul potopului și fiul lui și-a încheiat viața pe pământ. Rând pe rând ne încheiem viața pe pământ. Ce lăsăm copiilor noștri în urma noastră? Ne uităm cu drag la bobocii care au venit. În duminica a doua din octombrie, dacă v-a îngăduit Dumnezeu, vom veni cu toată școala la închinare, cu biserica. Dar astăzi și dimineața și după masă venim cu bobocii, pentru că am vrea să-i încredințăm în mâna Domnului, să spunem, o, Doamne, poartă-i în carul Tău de biruință. Aici, în Oradea, ajută-i să caute calea Ta. Aici, în Oradea, ajută-i să găsească oameni duhovnicești. Păzește-i de locurile stricăciunii. Păzește-i de prieteni lumești, firești. Păzește-i de căderi și de atacuri ale celui rău. Ne rugăm ca să fie protejați de Domnul Dumnezeu. Mai mulți părinți, în special de fete, mi-au zis zile trecute, cu vocea tremurândă, frate Paul, ne-am adus fiica aici și o lăsăm. Sperăm că o lăsăm pe mâini bune. Și a spus, ne rugăm ca mâinile lui Dumnezeu să păzească școala aceasta. Și să păzească fiecare copil, fiecare profesor, fiecare angajat și să păzească Biserica Emanuel și toate bisericile și toate familiile. Am vrea să avem al doilea moment de rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu în mod special să ne binecuvinteze copiii și nepoții. Să lucreze Dumnezeu în așa fel încât calea lor să ducă pe calea Domnului și calea noastră ca părinți să fie una frumoasă și sănătoasă. Și să-i spunem, Doamne, iartă-ne atunci când ne-am abătut de la cărarea credinței. Iartă-ne când am lăsat copiilor noștri drumuri periculoase. Doamne, dă-ne harul să ne pocăim, să ne îndreptăm și să venim înaintea Ta. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune.